Salutare fraților și bine am găsit la un nou video de Clash Royale și de data aceasta am revenit cu încă un video destul de interesant și sper să vă placă Am venit cu o nouă idee și anume arene care ar trebui adăugate în Clash Royale pentru că am făcut carduri așa că de ce să nu facem și arene Mi se pare destul de interesantă ideea și am zis că de ce să nu facem și noi chestia asta așa că haideți să-i dăm drumul cu toate arenele pregătite pentru astăzi Let's go! Prima arenă pe care aș vrea să o prezint este Amazonul sau The Amazon, care are 2700 de trofee și practic, după cum am văzut eu, ar trebui să fie arena nouă sau ar putea fi arena nouă, haba nu am, însă îmi place destul de mult aspectul cum arată așa ea ca arenă și chiar mi-ar plăcea să o văd în Clash Royal. Știu că este o arenă care este pădure sau ceva de genul uh, jungle, am impresia, și este asemănătoare, însă... Nu știu, Amazonul sună destul de interesant și chiar mi-ar plăcea să-l văd Royale. poate cei de la Supra se-l vor adăuga, nu știu, câteva arene noi și uh, acestea vor fi printre ele, habar nu am, însă haideți să vedem și următoarele arene, 3, 2, 1... Următoarea arenă pe care aș vrea să o prezint este Titan Arena, care mă reprezintă, are numele meu acolo și este făcută pentru mine special, chiar dacă eu nu voi ajunge în viața mea la 4.000 de trofee, însă este Titan Arena și chiar vreau să o văd pentru simplul fapt că are numele canalului meu acolo, o vreau, o vreau și chiar o vreau în Clash Royale, este de la Arena 11, ar trebui să fie de fapt, însă avem o altă arenă, așa că nu știu dacă o vor adăuga pentru Arena 11 sau dacă se vor gândi să adauge una asemănătoare vreodată, însă mi-ar plăcea să văd această arena în Clash Royale, încă o dată pentru care numele meu înăuntru Dar e ok, ok Însă haideți să nu mai lungim și să trecem la următoarea arenă cea de-a treia arena ar fi Christmas Arena, care practic este o arenă de Crăciun, care are 4.000 de trofee, adică necesită 4.000 de trofee ca să poți intra în această arenă este pentru Crăciun, după cum am repetat și o voi mai repeta, probabil la bar nu am, însă da, puteți observa și voi că pe partea dreaptă reprezintă arena și cum ar arăta ea, mi se pare genială, nu știu dacă un hog rider ar putea sări peste acel râu pentru care două blocuri acolo, are un copac și un om de zăpadă, însă da. Putem observa că este un gen care are un skin destul de interesant și toate caracterele au skinuri, deci nu știu, posibil să fi fost adăugat vreodată în acest joc, însă habar nu am. Mi-ar plăcea să văd această arenă din nou dacă a fost implementată mai de mult, însă mi-ar plăcea să văd din nou un Clash real, pentru că are o grafică destul de interesantă și un concept destul de interesant, așa că haideți să nu mai lungim și să vedem următoarea arenă. A patra arenă este Ghost World care este de la 1300 de trofei și arată genial după părerea mea arată super șmecher și are 3 carduri care aparent nu se știe ce ar trebui să fie însă grafica acestei arene dă de dorit și lasă de dorit așa că mi-ar plăcea să o văd în Clash Royale și să văd de ce este în stare această arenă? Pentru că pur și simplu chiar vreau să văd o arenă dedicată fantomelor sau ceva de genul. Probabil ar fi doar trupe aeriene, însă nu știu habar, nu am. Nu prea știu multe detalii despre această arenă. Ar trebui să fie arena 4 sau ceva asemănător. Deci nu știu, așa că haideți să vedem și a cincea arenă. A cincea arena ar fi una de Halloween care, după cum puteți vedea și voi, are niște cărți destul de interesante și ar trebui să fie arena 6 cu încă o dată 1400 de trofee, parcă și arena 4 a avut 1400 de trofee, deci abai nu am, însă arată super șmecher și cred că repet super șmecher și chestiile astea de multe ori, însă mă dă pe spate, absolut pe spate, pentru că toate au un design așa interesant și care să te facă să le vrei în Clash pentru că arată super fain Și uh, Imaginile lasă de dorit însă acum nu știu cât de bune ar fi și cât de Ok ar fi să joci pe ele ce ar aduce în plus ca un bonus habar nu am Însă haideți să continuăm și cu restul două arene pe care mai trebuie să le prezentăm Și să nu mai pierdem timpul pa 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 pa, pa, pa Următoarea arena ar fi Hero Arena, care după cum puteți vrea și voi are două caractere acolo dintre care am impresia că pe unul dintre ele le-am prezentat deja într-un video și este The Warden din Clash of Clans am impresia, așa că posibil să-l știți și este o combinație de cea cu gheață și una cu foc și apare ne trebuie 2700 de trofei ca să putem intra în ea, ar trebui să fie arena 11 sau contopită pe undeva pe acolo și are card unlocks am impresia King, regele pe partea stângă, prințesa pe care am prezentat-o în videoul anterior și The Warden. Nu știu, după părerea mea arată interesant încă o dată și da, interesant. Spuneți-mi și mie în comentarii ce părere aveți despre toate aceste arene și dacă v-ați dori să le implementeze în Clash Royale eu unul chiar vreau să le văd și uh, niciodată nu ar strica mai multe arene. Poate că unele arene pe care le-am prezentat eu aici sunt și peste arena 11, însă habar nu am, eu sunt de-abia la arena 7 și uh, nu am trecut de acolo încă, așa că nu știu ce se află în sus. Însă haideți să trecem și noi la ultima arena și să nu mai pierdem vremea pe aici, să vedem despre ce să treaba cu acea arenă și să vedem cât de interesantă poate fi. Let's go! Ok, păi, ultima arena ar fi Royal Temple, care necesită 4000 de trofei și ar fi arena 10 sau ceva asemănător și aparent are acolo câteva în loc cu noi, dintre care unele sunt și vechi și vedem un Dark Ops acolo care arată interesant și șmecher și no comment, frate. E nou comment pentru. Mă rog, este un barbar care pur și simplu are culoare schimbată, însă. Da, arată șmecher, arată șmecher, arată de parcă ar lăsa de dorit și de parcă ar avea câteva idei creative și uh, mi-ar plăcea să joc pe această arenă, după părerea mea. Așa că spuneți-mi și voi ce părere aveți și. Uh, da! Păi cam asta ar fi cu acest video, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați și acolo un like, un share și un subscribe, ca de obicei. Eu am fost Alex, a.k.a. Titan și ne vom revedea cu un video cât mai curând. Nu uitați încă o dată să dați un like și un share și un subscribe, m motiva la nebunie, pentru că am observat că în ultima vreme aceste videoclipuri v-au plăcut la nebunie și chiar apreciez să văd suportul și atâta timp cât voi apreciați munca pe care o depun, eu voi continua. Așa că încă o dată vă mulțumesc pentru atenția acordată. Bye-bye.